nu decât să-mi văd cel mai bine. Sunteți doar câteva mii, ați ajuns la lentila 8, 9, 10. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Când ajungeți la telescopul divin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tăcă până la 100, atunci apare pe o altă infinită sferă și o altă infinită timp. Și asta nu veți vedea niciodată. Iau ce panorama a ieșit aici. Iau ce panorama a ieșit aici. Trebuie să fie toate pătrate sau rotunde. Pătrate sau rotunde, că așa și păstrează în poziția lor.
Defia. Cartea 31 de la Dumnezeul lui Israel, Dracula. 0043. Deci 3131 D. Găsesc ca câtă Italia D. Israel. Și ce mai e după? 40. Nu vă merg. 40. Depresiune. Asta o băgăm 31, o băgăm aici. 40. Represiune. 666. Ce vreți să vă spun mai mult? 666. Și 13 moarte. Deci este indiscutabil. Găseți 3131 T. Deci v-a zis clar, uite, 0044. Băgați-vă bine mințele în cap. S-a terminat jocul. Și mai tot căzut din alea. 46 T, runa. 49 V, epuizarea. S-a epuizat tot, nu mai aveți. Și încă una. 17 R, steaua. V, W. Dar deci alea erau căzute pe masă. Da, deci ce să vă zic, nu-i rădăcina asta pe care o vedeți voi. Lentilele astea nu pot înregistra soarele de vin. Deci cu lentilele astea fizice, voi nu puteți înregistra soarele de vin care e chiar aici în interiorul meu. Nici eu nu-l pot înregistra. Lentilele care le-am până astăzi. Lentilele care le-am până astăzi eu nu pot vedea nici înregistra soarele divin care e în interiorul meu. Aștept să primesc ochi. Ochi și urechi. Da, deci ați văzut cum au căzut cărțile pe masă. 31. Că mă gândeam azi, măi, chiar Dumnezeu lui Israel e dracul. Dar a căzut din nou. Ce vreți să vă spun mai mult de atât? A căzut din nou.
de ce este adevărat, identitățile invizibile sunt lucrurile adevărate, nu-i trup. Așa credeam și eu când nu aveam nicio lentilă, că îți trup, îți basme, filme Avatar, dar nu e, uite precizia identităților invizibile. Vă desenez eu astăzi, aici din nou. Da, deci eu nu pot face nimic pentru voi, mai mult de atât nu pot să vă dau. Deci eu nu pot să vă dau mai mult de atât. Este adevărat. Lucrurile sunt adevărate. S-au pierdut aici toate formele posibile. Tot nu mai e nicio formă. Dacă poți să numești amestecat ăsta, ce amestecă? Poți să numești amestec ăsta? Da, deci identități invizibile scanalizează infinite sfera visei sexuale divin, scanalizează infinite sfera și pune într-o formulă unică cărțile de aici de pe masă, după cum ați văzut și alea care a căzut jos. Da. Am început cu 3-3-3-3-3, dar acum nu mai se poate face nimic, să mai faci ceva, să ne pui împreună, nu? Nu se mai poate. Da, se poate. Punem acum 3-3-3, cum erau la început.
Da. Și acum punem un pic jos aici. Ne punem pe aici. Шесть, 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 дебоску, а мы до дебоску. Шесть, шесть, дебоску, шесть, шесть. Не знаю, как это видит. Пен аполо, да, кред, как это видит. Как у стоп, пи, имаджи ми се видит, кред, как тут видит. Да, дечи, аз везут, как мы и курс канализаря. Infinite sferă, cum sar cărțile, cum se așează una după altele. Deci este o identitate invizibilă numită Soarele Divin. Soarele Divin. Soarele Divin. Doar unul singur se poate apropia de Soarele Divin și acela sunt eu. Soarele Divin, Nuteilis, Nuteilis, Tecuseis. Ceilalți care s-au apropiat de Soarele Divin au fost ori uciși, ori friți, ori arși, ori expulzați în afara infinitei sfera. Expulzați în afara infinite sferă. Aici trebuie să găsesc un număr pentru podul ăsta. Patru poduri. 1221, 1223 și expulzați în afara infinite sfera și podul 112. Ecco. 54.